Ducoica este unul dintre eroii campaniei Născut să câștigi. Tânărul a găsit timp și răbdare să meargă prin regiunile țării și să le povestească elevilor din licee care este drumul spre succes. Coica susține că tinerii din țara noastră au mare nevoie de exemple care să-i motiveze. Când am mers în regiuni, când am mers prin alte școli, chiar am simțit că putem fi și noi modele pentru alți tineri și asta bucură. În Republica Moldova, cred că acum asistăm, am avut, cred că dacă îți luăm așa ca evoluție în timp, cred că am avut un punct culminant când activismul tinerilor era foarte dezvoltat, tot mai mulți tineri se implicau în tot felul de inițiative sociale pe bază voluntară, în diverse organizații sau ca grupuri de inițiativă. De ceva ani observăm un trend descrescător în acest sens și acum de ce cred că chiar timpul când tinerii au nevoie de o motivație în plus, au nevoie de modele care să-i motiveze, să redevină cetățeni activi, să se implice, oportunități, cred că avem și mai multe decât acum câțiva ani. O altă eroină a campaniei este Gloria Jigău. Tânăra este directorul unei școli de limbi străine din capitală și susține că în cadrul acestei campanii adolescenții din țara noastră au avut șansa de a comunica deschis pe subiecte diferite cu tineri de aceeași vârstă. Tinerii au mare nevoie de un exemplu, în special în zilele pe care le parcurgem acum, pentru că ei stau foarte mult pe internet, pe rețelele de socializare și puțin vorbesc unii cu alții, puțin vorbesc cu cei care înconjoară, cu părinții, cu dascălii lor, respectiv chiar și dascălii nu mai au același timp și răbdare cum aveau, să zicem, 20 de ani în urmă să stea de vorbă cu cei din jur. Directorul Centrului de Creație a Copiilor Artico, Sergiu Scarlat, spune că în urma întâlnirilor din regiuni cu eroii campaniei, adolescenții din țara noastră se uită mai încrezător la ziua de mâine. Această campanie are nu doar rostul, dar are și rezultate. Deci întâlnirile acestea și după întâlniri, foarte mulți tineri, când discută cu protagoniștii, cu eroi aceștia de succes, care îi conving să rămâi la noi în țară, ei rămân convinși că merită să rămâi aici și merită să-ți dezvolți afaceri sau să găsești aici succesul. Autoarea proiectului Născut să câștige, Caterina Coval, spune că această campanie nu se va opri, atâta timp cât în țara noastră sunt mulți oameni care pot fi exemplu pentru alții. Născut să câștige este un turneu național. Sunt o serie de întâlniri în întreaga țară cu tinerii de acolo, cu elevii absolvenți, cărora le vorbim despre șansele și oportunitățile de a se realiza aici la noi acasă și care ar putea să-i ajute într-o devenire a lor profesională. Pe de altă parte, mergem la ei cu pilde demne de urmat, cu exemple, pentru că noi credem în puterea exemplului și atunci am identificat cei mai buni tineri din țara asta. Ei mai sunt cu siguranță, noi am început că a trebuit să începem de undeva. Până în prezent, campania Născut să câștigi a ajuns în 6 raioane din țara noastră și a interacționat cu peste 1000 de tineri.